Există momente în care trebuie să alegem. Să alegem între promisiuni și fapte, între bine și rău. Liviu Bulgaru, împreună cu primarul tău, cu oamenii gospodari din sat, au reușit să aducă banii de la Uniunea Europeană și asta chiar se vede. Dacă unii aleși te-au făcut doar să-ți visezi visul, Liviu Bulgaru te ajută să trăiești visul. Pământ bun avem, oameni buni suntem. Haideți să ne apucăm de treabă! Liviu Bulgaru, repornește inima României alături de tine! Cu sprijinul parlamentarilor noștri, Iașul va deveni cu adevărat o capitală regională a României. Pe 9 decembrie, vă rog, votați candidații USL, pentru că USL iubește Iașul. O națiune nu poate spera la un viitor mai bun dacă neglijează educația. Nu îmi pot imagina o Românie puternică fără școli capabile și universități de înalt nivel. Pentru o Românie puternică, pe 9 decembrie, votați USL! USL iubește Iașul! Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii de dezbatere electorale Alege Bine. Continuăm și în această seară dezbaterile privind politicile fiscale, proiectele de dezvoltare economică, investiții și investitori, precum și despre reforma administrației locale și centrale, investiții comunitare, despre soarta agriculturii și a fermierilor și despre fondul funciar. Invitații mei din această seară sunt trei dintre candidații pentru Camera Deputaților în Colegiul Electoral Hârlău. Doar unul dintre ei a răspuns invitației de a participa în această seară la dezbatere. Este vorba despre domnul Bulgaru Liviu, candidat ARD pentru Camera Deputaților. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Au fost invitați să participe și domnul Angel Stanciu, din partea USL. Domnia s-a anunțat că nu poate participa, având în vedere agenda electorală foarte încărcată. Și domnul de la PPDD, de asemenea, este ocupat. Domnia sa participă la un eveniment, la OTV, ceva de genul ăsta. Dar cu siguranță vor participa, cel mai probabil, la următoarele două emisiuni electorale, de dezbatere electorale, care au fost rezervate pentru candidații de la Hârlău. Domnule Bulgaru, haideți să pornim discuția din această seară cu un subiect extrem de important, și anume politicile fiscale. Guvernanții sau cei care doresc să ajungă la guvernare au adus în atenția alegătorilor proiecte politice cu viziuni oarecum diferite în ceea ce privește politicile fiscale. Unii doresc majorări de salarii, de pensii, de drepturi sociale, dacă se poate, foarte rapid, cu o anumită corelație în bugetul național sau fără asemenea corelații. Alții spun că ne așteaptă un an dificil, o perioadă dificilă și că ar trebui să fim mult mai precauți în ceea ce privește promisiunile electorale. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că în viitorul apropiat Guvernul României ar trebui să ducă o politică de majorări salariale, de majorări a drepturilor sociale sau nu? Eu ce pot să vă spun, vă pot spune că singurii bani disponibili în România la momentul acesta sunt banii europeni. Vreau să vă spun că astăzi am fost în comuna Bivolar și acolo este un proiect de modernizare a comunei ce include asfaltarea a aproximativ 10 km de drumuri comunale, un cămin cultural deja finalizat în satul în Bivolari, asfaltarea în satul Soloneț, în satul Tabăra și o grădiniță în satul Traian din comuna Bivolari. Am fost foarte bucuros văzând că la acest proiect european implementat de mine acolo și primarul localității
toți cei care lucrau erau localnici. Asta ce înseamnă? Banii pe care Europa i-a adus aici, împreună cu comunitatea, ajung tot în comunitate. Deci, acei muncitori luau salariu, salariul îl cheltuiau tot în comună, l-a cumpărat din magazin, iar banii, impozitele tot în comună se plăteau. Deci s-au creat locuri de muncă prin aceste fonduri europene și banii tot în comună au rămas. Eu cred că din punctul ăsta de vedere este un câștig pentru comunitățile care au accesat fonduri europene. Și după cum știți, eu lucrez, sunt directorul Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și din punctul ăsta de vedere cunosc foarte bine circuitul banilor europeni. Este foarte bine să aducem cât mai mulți bani europeni pentru că, după cum știți, datorită secetei, dar o să vorbim mai târziu la politicile agricole, anul ăsta va fi foarte greu cu banii de la guvern, pentru că țara nu are bani. Bun, dar dacă ați ajuns în această zonă, și anume a fondurilor europene, în ce măsură capacitatea țării poate fi îmbunătățită de a atrage cât mai multe fonduri europene? Astăzi citeam o analiză extrem de sumbră în ceea ce privește capacitatea României de a atrage fonduri europene. Suntem printre ultimile țări din Europa care am reușit să aducem bani. Vreau să nu se facă confuzie. Fondurile europene sunt venite pe mai multe paliere, pe mai multe direcții. FEADER-ul, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument financiar creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini țările membre în implementarea politicilor agricole. Aceste politici agricole ce înseamnă? Un set de mecanisme și de pârghii care duc la producere, procesarea și comercializarea produselor agricole. Deci crearea de noi locuri de muncă. Și aici iarăși vă rog frumos să-mi spuneți în momentul în care vom discuta politicile agricole pentru fermierii din zonă, vreau să vă spun că iarăși se pot crea locuri de muncă prin crearea unor depozite. Avem un exemplu deja în zona Cotnarului. Vedeți că eu sunt candidat din partea Alianței România Dreaptă, dar pe mine niciodată nu m-a interesat culoarea politică a primarului sau a fermierului. Astăzi, în Roșcani, mergând acolo în curtea președintelui unui organizații, nu dau numele, era un tractor cumpărat prin FEADER. Și am spus, nea Vasile, nu-i problemă. Bravo! Lucrăm pământul, aducem bani în comună. Deci se pot obține până se la se pot obține bani. Mergând mai departe. Trebuie să facem de așa manieră încât aceste depozite să trimită mașinile la fermieri, să adune producția, să le bage în bursă și supermarketurile să vină să aprovizioneze de la fermierii noștri. Deci producătorii noștri să-și vândă marfa nu pe la tarabe, pe la bișnițari, să facem un sistem organizat european de comercializare. De altfel, cum prevăd și politicile agricole Comunii Europene, unde toate cele 27 de țări membre se supun acestor reguli, că de asta am aderat și noi și de asta ne-au primit și ei. Pentru că noi trebuie să armonizăm legislația României cu legislația europeană. Nu mai putem face cum era până înainte de 2007, când eu aveam chef să fac abator în centru Pașcanului, să spun, făceam abator. Nu. Acum trebuie scos conform reglementărilor, dar vreau să vă spun că chiar în Pașcani avem un abator cu fonduri europene, la standarde europene. E singurul abator care e acreditat pentru sacrificarea bovinelor pe zona aia, cu ștampilul ovală, știu. Și din punctul ăsta de vedere se poate face ceva. Centri de achiziții în comune și vă asigur că în Colegiul 6 Hârlău, în fiecare comună, va exista un centru de achiziții care va colecta
animalele de la producător direct și vor vinde direct la procesator. Scoatem din filiere samsarii, ca să spunem așa, cum și la producătorii de legume, fructe, trebuie scos samsarii prin aceste depozite. Știu acest mod de lucru și vreau să-l implementez. L-am implementat în unele zone, dar vreau să-l implementez în Colegiul 6 Hârlău. Iar din punctul ăsta de vedere, am ambiția ca în acest colegiu să duc cele mai multe fonduri europene. Vreau să fie model, Colegiul 6 Hârlău, model la absorpția fondurilor europene pe toată țara. Bun, să presupunem că după alegerile din 9 decembrie veți ajunge parlamentar. În ce măsură veți reuși să îi ajutați pe micii fermieri, pe agricultori, în ceea ce privește taxele, impozitele, TVA-ul? Sunt discuții destul de importante la nivel politic. Nu s-a ajuns deocamdată la un consens, de exemplu, pentru diminuarea TVA-ului la alimentele de bază. Da. Credeți că se poate face ceva în acest sens? Pentru că agricultura ar avea o șansă dacă unele impozite, TVA-ul, de exemplu, ar fi mai mici, ar fi încurajatoare. Eu vreau să vă spun că deja, din punctul meu de vedere, vis-a-vis de fermieri, au fost făcuți primii pași. A fost crescută alocarea financiară de la 25.000 de euro la 40.000 de euro. În anul financiar, în perioada, în alocarea financiară 2014-2020, instalarea tinerilor fermieri, această măsură care se adresează tinerilor până în 40 de ani, voi duce alocarea la 70.000 de euro. Eu cred că este un pas în întâmpinarea fermierilor sau fermele de semisubzistență, cele mai mici ferme, baza, ca să spunem așa, voi duce proiectele de la 1.500 de euro pe an la 5.000 de euro pe an, astfel încât pe 5 ani, cât va fi perioada implementării acestui proiect, fermierul să ajungă la 25.000 de euro. Eu cred că este un pas important care se vine în întâmpinarea fermierilor. Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți că este mai oportună majorarea finanțării pentru fermieri și agricultori decât diminuarea unor taxe și impozite. Sunt întru totul de acord din punctul ăsta de vedere, pentru că producând automat crește și nivelul de trai a cetățenilor. Bun. Sunt și oameni de afaceri care doresc să investească în agricultură. Care ar trebui să fie abordarea guvernului, a guvernanților, a politicienilor în legătură cu astfel de investitori? În ce măsură politicienii, guvernul ar putea încuraja investiția în agricultură? Eu cred că cei care trebuie să investească în agricultură sunt specialiștii. Eu sunt specialist în agricultură. Sunt născut și crescut. Sunt inginer mecanic agricol. Am fost la Arad. Nu mă pot duce acum să mă apuc să fac calculatoare. Și să știți că toți agronomii, toți cei care lucrează în agricultură simt. Asta simt mirosul pământului, simt, vibrează în același timp cu pământul, cu animalele. Cei care vin din afară și cred că vin, au pus 1000 de hectare de grâu, i-a ieșit 5-6 toni la hectar, au vândut, nu vor face niciodată. Agricultura se face cu sufletul, se face cu inima. Bun. Cum ar putea încuraja guvernul și politicienii astfel de investitori, acei investitori care vin chiar din mijlocul gospodarilor, acei investitori care investesc nu numai bani, ci și suflet? Vreau să vă spun că avem suficienti exemple și în județ și în țară de fermieri, chiar în zona Bivolar, în zona Trifești, avem două proiecte depuse pentru irigarea a aproximativ 3.000 de hectare. Eu cred că Iașu și din punctul ăsta de vedere a promovat un proiect pilot.
vis-a-vis de irigații. Știm problemele cu care s-a confruntat agricultura de-a lungul anilor, astfel încât fermierii să nu mai stea la mâna naturii. Aici avem cel puțin două componente care vin în întâmpinarea și în beneficiu celor care implementează astfel de proiecte. Prima dată, reducerea cheltuielilor prin modernizarea acestor sisteme de irigații, reducerea pierderilor cu aproximativ 20-25% din cheltuieli, iar pe partea cealaltă, majorarea producției în primul an cu cel puțin 25-30% a producției. Bun. Și ați ajuns, iată, la măsurile pentru relansarea agriculturii. Vă întreb direct. Candidați în Colegiul Hârlău. Mergeți, vorbiți cu oamenii. Da. Mulți oameni simpli. Oameni care... Nu-s deloc. Poate nu au făcut altceva decât să muncească pământul an bun de zile. Și care așteaptă... Dar să știți că marea majoritate în Colegiul 6 Hârlău... Cu asta se ocupă. Sunt femeie. Cu asta se ocupă. Bun. Da. Crescători de animale, tocmai de asta am spus că voi avea o grijă deosebită pentru valorificarea animalelor, să eliminăm verigile intermediare și tot la fel pentru producătorii de legume și fructe. Aici voiam să ajung. Aici voiam să ajung. Dacă ar fi să dați un sfat din suflet, din experiența pe care ați acumulat-o până acum, mă refer la experiența profesională, cum ar suna acest sfat pentru agricultori? Ce ar trebui să facă așa încât perspectivele pe termen mediu și lung să fie pozitive, așa încât să nu muncească de pe zi pe alta? Avem aici, iarăși mă gândesc la un plan de introducere a programului Rabla la tractoare, dar nu cum funcționează acum. Nu sunt mulțumit. Plafonul trebuie mărit. Sunt de acord cu programul Rabla la autoturisme, dar la momentul ăsta, pentru a veni în întâmpinarea fermierilor, agronomilor, trebuie un program Rabla la tractoare, la utilajele agricole. Parcul de utilaje agricole este învechit la noi. Ar fi o măsură interesantă. Iar subvenția ar trebui să fie mult mai mare, iar făcut un montaj, dacă vă aduceți aminte, programul Fermierul a fost un program de succes în România, când o parte punea Uniunea Europeană și cealaltă parte de cofinanțare o asiguram prin programul Fermierul. Eu eram directorul Oficiului Județean când a fost implementat acest program. Și a fost un program foarte bun. Foarte mulți fermieri au reușit atunci să absoarbă fonduri europene, să-și ia utilaje, tractor, combine, semănătoare, plug, toată gama. Bun, astfel de fonduri mai sunt disponibile? Sau trebuie pregătit programul 2014-2020, astfel încât pe acest montaj, pe programul Rabla la tractoare, să vină o parte de finanțare internă și partea cealaltă de la Uniunea Europeană. Bun, vorbim despre tractoare, despre utilaje care sunt extrem de importante pentru a face performanță în agricultură, însă ce ne facem cu terenul care este parcelat, fragmentat și care nu duce la o eficiență a muncii? Ce ar trebui să facă proprietarii de terenuri așa încât... Să se asocieze. Vreau să vă spun că țările europene cu vechi tradiții, și aici pot să spun Franța, încă lucrează pe sistemul cooperativelor, dar nu cooperativelor așa care au fost la noi până în 1989. Pentru că dacă acele cooperative nu funcționau datorită faptului. Știți cum era o vorbă? Țăranul întreba pe președinte: domn președinte, ne mai dați ceva sau rămânem cu ce am furat? Știți? Ei, aici trebuie înțeleasă forma de cooperativă unde fiecare pune, fac împreună și vând împreună. Nu unui șef și celălalt e cu munca. Și după aia
s-au construit fabrici în România, s-au construit tractorul care l-au vândut, s-au construit autocamioane, cu banii de la cooperativele alea s-au construit. Ori acum fermierii li s-au dat pământul, dar nu li s-au dat, le-au vândut din contra și fabrica de tractoare. Aici este o mare problemă. Pentru că trebuiau lăsate acele fabrici. Au fost vândute, privatizate. Unde sunt? Noi acum trebuie să importăm tractoare din China sau nu știu. Da, am distrus, din păcate, industria. Da. Însă, să presupunem că până la urmă ne asociem și avem producții record. Ce facem cu ele? Pentru că sunt agricultori care nu reușesc să-și desfacă produsele, sau dacă o fac, o fac la un preț derizoriu. În timp ce, iată, magazinele, supermarketurile aici sunt pline de alimente. Aici trebuie să facem distinția foarte clară. Avem cereale și v-am spus, avem în județul Iași cel puțin 3 ferme ultramoderne pe țară de creștere și îngrijire porci, păsări care vor folosi și folosesc cerealele. Și atunci se închide cercul. Produs, procesare, comercializare. Producem cereale, hrănim animalele, procesăm carnea și vindem produsul finit. Iar la legume și la fructe, acele centri de n-aș vrea să le spun centri de colectare. Așa se numeau înainte. Așa se numeau înainte. Depozitele frigorifice, unde fermierii să fie anunțați, sau fermierii nu să fie anunțați, ei să anunțe, mâine la 8 am 2 tone de roșii, trimiteți în mașina să o iau. Acea bursă, chiar bursă de legume fructe, să negocieze cu supermarketurile și să vândă produsele. V-am spus, avem la Hodura un asemenea depozit pe fonduri europene. Unde sunt depozitate? Este în fază finală de construcție. Am înțeles. Bun, și agricultorii urmează să plătească, bănuiesc, pentru depozitare, nu? Sau cum? Care e mecanismul? Păi dacă ei sunt proprietari, este a lor. Interesant. Da? Ei acolo își numesc un director să evite să fie unul dintre ei să n-apară discuții că a vândut merele lui cu 20 de bani mai mult decât merele celorlalți. Astfel de depozite, cum spuneți dumneavoastră, ar putea fi multiplicate, ar putea corect, fi corect, să apară și în alte zone. Corect. V-am spus, exemplu primul îl avem la Cotnari, Hodora. Voi lua fermierii din zonele Plugari și îi voi aduce să vadă, dau un exemplu, Plugari, Andrieșeni, să vadă acest depozit și acest mod Bun, de lucru. Aș mai insista în zona agricultură. Vreau să vă spun, mă scuzați că vă întrerup, în 2014-2020 vor veni programele multianuale de reconversie la pom. Un program foarte important. Până 2007-2013 am avut reconversia la viță de vie. Haideți să explicăm că nu toți înțeleg. Schimbarea, deci avem plantația de pomi veche, îmbătrânită. O putem scoate și să punem plantații tânără. Cine pe ne rot. Ajută de unde? Uniunea Europeană. Cum cine? Bani de la Uniunea Europeană. Cu ce ne ajută? Cu bani. Bun, deci, cum îi putem obține? Făcând proiecte. Deci scriem proiectul, cererea de finanțare în care... În nume propriu sau o face o asociație? Asociație, sau o asociație. Deci oamenii trebuie să se asocieze. O asociație, corect. Unul are 5 hectare, unul are 10. Pentru că vă dați seama, eu dacă am 10 hectare și le schimb pe toate anul ăsta, 3-4 ani nu produc nimic. Așa fiind în asociere, anul ăsta o schimb pe a mea și produc celelalte 3-4. Anul următor îl schimb și numai bine când se închide cercul, începe să producă și primele 10-20 de hectare schimbate în primul an. Este necesară și o parte de cofinanțare? Cu siguranță va fi. Și cine o asigură? Pentru că de cele mai multe ori agricultorii nu o au. Această parte de cofinanțare, v-am spus, programul fermierul a fost un program de succes și cu siguranță îl voi implementa din nou pentru anul financiar, pentru perioada financiară 2014-2020. Deci aici doriți să veniți în sprijinul lor? Corect. Pentru a asigura cofinanțarea. Da. Cu credite subvenționate de la
guvern. Bun. Pentru agricultură, pentru producții. Bun. O întrebare mai am în ceea ce privește agricultura. Ce măsuri de protecție și stimulare credeți că ar trebui luate pentru producătorii români? Vă întreb asta pentru că, iată, este o concurență neloială între producătorii români care au produse de calitate, aș spune, chiar ecologice, dar nu au unde să le vândă, și producătorii străini care vând în magazinele din România tot felul de produse atractive, dar mai puțin gustoase și sănătoase. Și de calitate și sănătoase. Și sănătoase. Exact. Trebuie să intrăm pe piața noastră prin aceste forme asociative. Trebuie noi, la noi acasă, să ne facem ordine. Prin impunere. Avem capacitatea asta? Siguranță. Suntem la noi acasă. Păi și dacă o avem, de ce n-am făcut-o până acum? Eu, la nivel mic, am făcut-o. Voi fi mai mari, voi putea face mai mult. Deci eu am exemple de acest gen în județul Iași. Avem și în județul Suceava exemple. Sunt în fiecare județ. Putem multiplica astfel de exemple? Cu siguranță trebuie. Avem modele pilot. V-am spus cum avem cu irigațiile început la noi, cum avem cu ambulanțele sanitare, veterinare, cum avem cabinetele de medicină individuală, umană. Bun, dar... care pot fi extinse pas cu pas. Că avem proiecte pe termen scurt, mediu și lung. Cum ar fi educația. Deci în educație sunt proiecte pe termen lung. Nu le putem face. Avem acele after school-uri. Deci, după programul școlar, când părinții încă sunt la muncă, copiii rămân... În mediul rural. În mediul rural. Doar la mediul rural. Pentru hârlăuani am și lor ce să le spun. Pentru că eu, ca să spun așa, am răspuns de Târgu Frumos. Iar la Târgu Frumos am câteva investiții făcute alături de primarul din perioada 2008-2012. Și aș putea enumera canalizarea din cartierul Florilor de aproximativ 150 de milioane de euro, canalizarea din cartierul nou de 200 de milioane de euro, podul peste Bahlui, pe spărâul Bahlui din Târgu Frumos. Știu că și în Hârlău este problema podului peste Bahlui, știu că și în Hârlău este problema canalizării și a aducțiunilor de apă. Am experiență din punctul ăsta de vedere și Hârlău trebuie să devină numărul unu în absorpția de fonduri europene. Știu iarăși că n-au casă, nu este casă de cultură, nu este în Hârlău trebuie urgent, când se deschid noile fonduri europene, depus un proiect pentru o sală multifuncțională. Pentru că tineretul acolo nu are unde să meargă să se distreze. Tineretul în Hârlău încă duce lipsă de internet de mare viteză. Cum Pașcani a accesat proiectul european pentru instalarea netului în municipiu, așa vreau și în Hârlău să se depună un proiect pe fonduri europene ca Hârlău, cetățenii din Hârlău să aibă net de mare viteză. Da, e interesant ceea ce spuneți, doar că Pașcanul a accesat altceva. Camere de luat vederi. Ar fi fost bine să acceseze pentru rețelele. Păi da, dar ca să poată să pună camere de luat vederi, secundar o adus netul. E adevărat, dar se uită polițiștii, sau mai bine spus polițiștii. Pe mine mă interesează, pe mine m-a interesat doar prima Am parte. Deci, ca să poată să uite, bine, dar asta poate fi văzută din două puncte de vedere. Bine, pe de-o parte, pentru siguranța cetățeanului, și eu cred că pentru asta sunt folosite, nu cred că pot fi folosite în alt interes, decât pentru situația cetățeanului. Nu cred că primarul se poate gândi la altceva. Mai ales că e agricultor de-a meu, fermier, și mă știu cu el de ani de zile. Bun. Luăm o scurtă pauză de publicitate electorală, după care revenim. Eu unul m-am săturat de politicieni ăștia care nu fac nimic. Ambiția mea este să arăt că se poate face politică pentru oameni,
nu pentru interese personale. De asta am nevoie ca bulgarul Liviu să fie deputat. Cu sprijinul meu s-au obținut peste 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană în județul Iași. Investiții în drumuri, în canalizare, în cămine culturale. Haideți să votăm pe omul care a dovedit cu fapte, nu cu vorbe. Votați bulgarul, votați inima! Cu sprijinul parlamentarilor noștri, Iașul va deveni cu adevărat o capitală regională a României. Pe 9 decembrie, vă rog, votați candidații USL, pentru că USL iubește Iașul. O națiune nu poate spera la un viitor mai bun dacă neglijează educația. Nu îmi pot imagina o Românie puternică fără școli capabile și universități de înalt nivel. Pentru o Românie puternică, pe 9 decembrie, votați USL! USL iubește Iașul. Bun, am revenit în studio. Invitatul meu din această seară, domnul Liviu Bulgaru, candidat ORD pentru Camera Deputaților în Colegiul Hârlău. Rămânem tot în zona agriculturii. Insist cu o altă întrebare. Domnule Bulgaru, ce corecții, pentru că sunteți specialist în domeniu, ce corecții credeți că ar trebui să fie aduse de către parlamentari în ceea ce privește legislația fondului funciar? Pentru că sunt probleme serioase. Nu s-a rezolvat această problemă a fondului funciar. Sunt foarte mulți oameni care nu au intrat încă în posesia documentelor legale, a titlurilor de proprietate. Ba mai mult, știm că sunt foarte multe titluri care trebuie anulate. Sunt pe suprapuse. Și vreau să vă spun că din punctul ăsta de vedere s-au pierdut și se vor pierde foarte mulți bani europeni, pentru că Uniunea Europeană ne dă banii, ne dă voie să investim, dar trebuie să știi exact forma de proprietate, deci terenul pe care se investește. Bun, practic de aici ar trebui să se pornească viitorul guvern sau guvernanții, de aici ar trebui să pornească cadastru, să rezolve această problemă a cadastrului. Cadastru. Bun, oamenii nu au bani. Sunt bani europeni, comisarul Hahn pentru fonduri administrației a spus că sunt bani pentru aceste proiecte. Cadastrul general din banii europeni. Bun, și ce așteptăm? De ce nu luăm? De ce nu rezolvăm această problemă? Trebuie făcut proiect. Eu știu ce trebuie făcut. Cum și pentru extinderea acestor programe pilot de irigație care le avem noi la Iași, acești bani vin de la Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 să le extindem la nivel național. Bun. Așa trebuie făcut. Să presupunem că... Iar beneficiarul, că am văzut undeva administrații, beneficiarul trebuie să fie oficiul de cadastru sau, în cazul irigațiilor, Agenția Națională de Îmbunătățire Funciară, care, la rândul lor, sunt proprietarii, dar vor da pentru a putea beneficiarilor pentru a putea folosi. Așa și aici. Agenția de cadastru îi beneficiarul, reprezentantul legal care va da cetățenilor cartea funciară. Bun, cred, în cât timp considerați că poate fi rezolvată această problemă? Vă întreb. Nu uitați că pentru a putea da subvențiile de la Uniunea Europeană pe suprafață, Ministerul Agriculturii în perioada 2004-2005 a făcut măsurători din avion, ortofotoplanurile, pentru a putea delimita exact suprafețele fermierilor și a putea să le dăm subvenția pe suprafața efectivă lucrată de fermier. Deci se vede inclusiv cultura care este. Deci din punctul ăsta de vedere, Ministerul Agriculturii a făcut un prim pas. Credeți că sunt necesare și alte corecții pe legislația fondului funciar? Cu siguranță. În viitor apropiat? Cu siguranță. Ce anume? În primul rând, eu cred că s-a început rău cu acele fâșii, fărâmițarea. Știți că avem peste 4,5 milioane de bucăți. Proprietăți. Proprietăți. Da? Este foarte greu. Este foarte greu.
Știți, am văzut și fășii unde nu poți să intri, el are un hectar, dar nu poți să intri cu piciorul, că e la de 20. Da? Ca să nu vorbim de utilaje. Utilaje nu mai vorbim. O pană de hârleță are, știți? Și atunci cum putem face noi agricultură performantă când pământul este așa de fără? Și se poate face așa încât oamenii să aibă curajul să-și pună proprietățile la un loc pentru a putea face o exploatare performantă. Legea. Crearea de cadrul legal, grupurile de producători, asociațiile, cooperativele, dar pe model nou, pe model european. Toate astea, și avem exemplu țărilor, v-am spus Franța, Italia, care din punctul ăsta de vedere au dovedit că pot. Bun, mai avem puțin timp la dispoziție și vreau să discutăm puțin și despre administrația locală. În primul rând, vă întreb despre reforma în administrația locală și centrală. Cum credeți că va arăta această reformă din punctul dumneavoastră de vedere? Discutăm, de exemplu, despre micșorarea numărului de parlamentari. Păi aici avem exemplul legii contra candidatului meu care în seara asta nu a vrut să vină. Eu nu pot să-l înțeleg, să duce, cere votul, dar nu are curaj să vină în fața alegătorilor. Eu asta nu pot să înțeleg. Dar în fine, probabil că face parte din strategia de campanie. Nu mă vadă 4 ani, nu mă vadă nici la alegeri. Mergând în continuare, din punctul ăsta de vedere, ce vă pot spune? Că legea făcută, eu știu că a fost un referendum în care cetățenii României au cerut să se scadă numărul de parlamentari de la 471 la 300. Ori după noua lege a contracandidatului meu pot să ajungă la 700 de parlamentari. E și asta o reformă, nu? Da, dar pentru cine? Că pentru cetățeni nu. Ei au cerut 300. Bun, dar în ceea ce privește reforma în administrația locală, ce anume ar trebui schimbat? Aici, pentru după că părerea mea, cu primarii și eu, după cum știți, serviciul meu impune să am legături de servici, bineînțeles, cu primarii. Practic, primarii sunt puntea de legătură între cetățeni și administrația de la Iași, dar, cum se spune, dar eu merg de fiecare dată, merg în comune, merg împreună cu primarii, merg la ședințele de Consiliul Local, tocmai pentru a putea afla necesitățile și problemele comunităților locale. Iar din punctul ăsta de vedere, trebuie privită pe două componente. Administrația locală și administrația regională. O regionalizare este un proiect care se impune. De ce vă spun? Fondurile europene ar trebui să vină direct pe zona noastră. Pentru că noi suntem cu un anumit specific, sudul cu anumit specific, centrul cu alt specific, nordul cu alt specific, din punct de vedere a agriculturii. Știm foarte clar că avem șesul Prutului, da? Avem Bivolari, Trifești, până jos la Huș, care este cu un specific, da? De cereale. Nu putem merge pe acela specific și în zona de munte, unde acolo toți, marea majoritate a fermierilor, merg pe creșterea animalelor. Și atunci, gândiți-vă, când se depun proiectele, până acum, 2007-2013, toți au depus proiecte cu aceleași reguli. Nu mi se pare corect. Dacă avem regiuni, fiecare regiune va fi cu specificul ei și atunci vom încuraja direct necesitățile regiunii respective. Am înțeles. Vorbiți de eficiență, dar printr-o astfel de reorganizare pot fi reduse și anumite cheltuieli. Cu siguranță vor fi reduse cheltuieli, vor fi reduse aparatul administrativ. Aparatul administrativ,
care, cum să vă spun, la mine la birou parlamentar, dacă voi ieși parlamentar, eu n-am să am nevoie nici de șofer, nici de secretară. Voi avea într-una experți în accesarea fondurilor europene. Bun, aveți dreptul și la secretară și la șofer. Secretarea și șoferul vor fi experți în absolut. Eu conduc, nu-i problemă. Cu alte cuvinte, veți avea șofer expert în... Care nu va conduce, va conduce proiectele. Vor implementa proiecte europene. Am ambiția, după cum am spus, din Colegiul 6 Hârlău să fac un colegiu model în absorbția de fonduri să europene pe țară. Bun, cum îi veți ajuta pe primari? Știți, primarii sunt cu banii. Am înțeles, cu agricultorii au nevoie de sprijin, de proiecte, de finanțări, însă primarii au nevoie de bani la buget. Cum veți reuși să faceți lobby? Ce relație? Păi, haideți să vă dau două sau trei exemple. Modernizarea drumului județean, Țigănaș, Vlădeni, Șipoti, Plugari, Prăjești, Flămânzi. Acest drum va fi, acum sunt procedurile de licitații și din primăvară se vor apuca de lucru. Exact ca în modelul Bivolari. Vor fi oameni care vor lucra din comunile respective în construcții. Toți banii vor rămâne în comună. La bugetul local, banii vor rămâne în comună. Prin cumpărarea de la magazine, prin plătirea impozitelor și toate astea, banii vor rămâne în comună. Alt mod de a sprijini primarii sunt proiectele europene de absorție. V-am spus, aici, în zona Pașcani, numai câteva la o primă strigare, pot să spun. Stolnicen Prăjescu, Lespezi, Vânători, ca să nu spun că sunt în fază finală proiectele de refacere a drumurilor distruse în 2010, Tătăruș, Moțca, Cristești. Se poate. Se poate. Da? Bun. Mergând în continuare pentru Hârlău, v-am spus, avem posibilitatea, dacă prin fondurile europene am reușit și am asfaltat în județul Iași peste 160 de kilometri de drumuri comunale, peste 130 de kilometri de alimentare cu apă și peste 160 de kilometri de canalizare, plus stațiile de epurare. În 15 comune avem stații de epurare ultramoderne. Avem exemplu comunii Șipote și Fântânele, unde au o stație de sortare a deșeurilor menajere ultramodernă. Același lucru vreau să-l fac și în Hârlău. Pentru că știu că este cazul, este nevoie. Am asistat săptămânile trecute la ședințele de Consiliu Local, unde s-a pus problema deșeurilor menajere din Hârlău, Deleni, Scobinți. Se poate accesa fondul european și avem exemplu. Avem exemplu cel mai aproape și poate Fântânele, cu stația de sortare de deșeuri menajere. Deci se poate. Bun, vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Vă aștept și la următoarele două emisiuni de dezbateri. Mulțumesc și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. O seară frumoasă în continuare. Și eu mulțumesc.